Bună ziua, bine v-am regăsit la subiectul zilei. Sunt Denisa Irimia, iar pentru prima emisiune din această săptămână m-am gândit să pregătesc o agendă a evenimentelor care au fost destul de numeroase în ultimele zile la Buzău. Alături de mine îl am pe domnul Ion Marin, fostul șef al Inspectoratului Județean de Poliție, acum un bun cunoscător al noutăților de la noi din județ. Bună ziua, bine ați venit! Să rămână, bine v-am regăsit! Ce mai faceți dumneavoastră, ca să spun așa, că nu ne-am mai văzut de ceva vreme? Spuneți-ne dacă mai cochetați cu politica de când ați plecat din Consiliul Local. Nu, absolut deloc, nu mai cochetez cu politica, nu mă interesează nici măcar ca titlu informativ, doar ce aflu așa din ce găsesc pe mijloacele media și a schimbului de, haide să zicem, de informații pe rețelele de socializare, dar efectiv nu mă mai implic, pentru că am ajuns la concluzie mai bine așa. Nu vă mai tentează acest domeniu, să spun, poate vă vedem peste la următoarele alegeri locale, din nou, o listă de candidați, nu? Nu, cu certitudine nu. Am trăit o experiență, n-a fost prea plăcută. N-a fost ceea ce vă așteptați dumneavoastră sau ceea ce vedeați din exterior atunci când erați șef al poliției? Am fost puțin neîncrezător în ceea ce auzeam și am crezut la un moment dat că ceea ce se prezintă vis-a-vis de viața politică românească este un pic exacerbat, dar atunci când am intrat în, haide să zicem, în cursa electorală, m-am convins că, de fapt, lucrurile stau și mai rău decât sunt prezentate. Este un domeniu unde, cu riscul că supăr pe multă lume, bunul simț, trăsătorii de caracter pozitive n-au ce căuta. Acolo, dacă nu ești mincinos, dacă nu ești pervers până la urmă, pervers în sensul ăsta politic, să nu se înțeleagă altceva, n-ai cum să răzbați. Sau o să rămâi tot timpul un fel de trenă a unuia și a altuia, ceva care să folosească pentru a atrage poate un segment din populație. Ori tocmai constatările astea m-au făcut să mă retrag, deși vă spun că am avut ocazia să cunosc oameni demn de tot respectul, dar din păcate sunt prea puțini în raport cu cei care alcătuiesc la actuală clasa politică românească. De fapt, ce să mai spun, vedem în viața de zi cu zi că preocupări pentru binele nostru sunt în număr foarte mic și probabil că pe parcursul emisiunii vom avea ocazia să dezvoltăm puțin subiectul ăsta legat de degradarea vieții, de pe zi ce trece, a climatului de siguranță socială și așa mai departe. Nu mai vorbim de sărăcie, nu mai vorbim de lipsa investițiilor, nu mai vorbim de faptul că, de fapt, nu se face mai nimic ca să atragem investitori în condițiile în care cel puțin Buzău, dacă stăm să ne gândim bine, are potențial, are posibilități pe care să le ofere celor care ar vrea să investească, dar nu are cine să promoveze toate posibilitățile astea. Sau nu vor să le promoveze. Sau nu vor, probabil că întotdeauna știți că adevărul este undeva la mijloc. Cert este că ne-am convins de prea multe ori. Una să spune și alta să face, sau alta nu să face, sau una să spune și pe unul nu să face, ceva de genul ăsta. Sau dacă apare cineva care chiar vrea să facă ceva, întâlnește niște piedici la care nici în cele mai urâte vise nu putea să le accepte. Să știți că am pregătit câteva subiecte care vor atinge aceste teme pe care dumneavoastră l-ați enumerat, dar aș vrea să încep cu un subiect la care dumneavoastră sigur aveți cunoștințe ceva mai multe decât mine, și anume că am văzut că în ultima perioadă asistăm la un val așa de pensionări din rândul cadrelor MAI. Știu că aceste pensionări vin pe fondul unui deficit destul de mare de polițiști, de exemplu, dacă ne referim strict la partea de poliție, pentru că acolo sunt convinsă că dumneavoastră cunoașteți mai bine. Unde credeți că se va ajunge? Credeți că este o soluție partea asta de angajări externe? Trebuie să recunoaștem că oamenii care vin din exterior nu au aceeași pregătire ca cei care trec printr-o școală militară, chiar și cea de 3 ani, nu mai vorbim de cei care urmează academia. Recrutarea asta din sursă externă, cum se spune, este o modalitate folosită în special de serviciile secrete.
Dar, având în vedere specificul activităților, nu ne putem ralia la asemenea modalitate, pentru că serviciile secrete au nevoie de oameni pregătiți într-un anumit domeniu și, cel puțin din punct de vedere teoretic, îi formează și pe domeniul ăsta de culegerea informațiilor, că practic cu asta se ocupă, informații care au un rol bine determinat, să apere siguranța națională, implicit a noi. În schimb, la poliție nu putem să facem treaba asta, întrucât nu putem să facem, dar nu este benefică deocamdată, pentru că nu ai niciun fel de repere privind înclinația celor care acced în structurile de poliție vis-a-vis de munca pe care urmează să o presteze. Știți foarte bine din colaborările pe care le aveți în mod permanent cu instituția poliției, că sunt foarte multe domenii de activitate, unele dintre ele extrem de sensibile, și acolo, dacă nu există dedicație pentru ceea ce faci și dacă nu stăpânești bine legislația pe domeniul respectiv, riști nu numai să ai rezultate proaste, riști să creezi neplăceri și celor de lângă tine, și colegilor, dar și populației civile cu care intri în contact. În punctul meu de vedere, toată situația asta se datorează unei politici de management al resurselor umane extrem de defectuoase. Nu vreau să scot în evidență profesionalismul care era înainte de 89 sau cel puțin până în 2000, dacă apreciez bine, pentru că niște legi sociale nu se schimbă niciodată, indiferent de orânduirea care apare la un orânduirea socială care apare la un anumit moment. De tocmai managementul ăsta defectuos a dus la situația actuală. Ce se întâmplă? Înainte se ținea cont de așa zisele pierderi. Erau vorba de pierderile planificate. Știai cât se pensionează, știai cât trebuie să școlarizezi. Pe urmă, erau pierderile neprevăzute, să luau un calcul anumite chestiuni legate de decese, demisii, concedieri și așa mai departe. Și toate astea erau argumentate pe baze științifice, drept dovadă că Ministerul Afacerilor Interne, de-a lungul timpului, până acum câțiva ani, nu s-a confruntat cu asemenea probleme legate de efective. Asta e un aspect, mai este și alt aspect. Dacă ne apucăm să numărăm câți miniștri de interne s-au perindat la conducerea acestui minister, fiecare cu ideile lui, 1990 până în prezent, rămânem uimiți. Pentru că lipsa asta de stabilitate, ca să zic așa, pe funcția cea mai înaltă a ministerului, se repercutează în mod extrem de negativ în structurile subordonate, structurile care au ca principală atribuție siguranța publică. Pentru că niciun ministru n-a fost în măsură să-și ducă un proiect cap-coadă. Și datorită politicii dezastruoase, până la urmă, dusă în toate domeniile de activitate, s-a ajuns la situația actuală, pentru că, vedeți dumneavoastră, de ce să iau eu proiectul ăsta să-l duc la capăt? Pe urmă vin alegerile și ăla s-ar putea să speculeze treaba. Ai văzut cum i-au preluat? Ei așa gândesc. Ei nu gândesc pentru binele societății, gândesc pentru binele formațiunii politice sau al alianței din care provin. Iar lucrul ăsta nu are drept rezultat decât ceea ce vedem acum. Pentru că, din punctul meu de vedere, deși scepticismul nu mă caracterizează, constată, zice, trece o degradare tot mai accentuată a climatului de siguranță civică. O degradare care deocamdată produce disconfort citadin. Dar dacă se merge în continuare așa, vom avea surprize neplăcute și din alte puncte de vedere. Nu vreau să fiu profet mincinos, aș vrea să concluzia pe care o trag să fie neadevărată, dar din păcate este susținută de realitatea de momentul actual. Ce facem și cu zonele rurale? Pentru că știu că acolo era un deficit destul de mare și trebuie să recunoaștem că în zona aceasta de țară, cum spunem cu toții, sunt și foarte multe infracțiuni, pentru că sunt oameni lipsiți de educație. În munca asta de poliție
statistica joacă un rol determinant. Statistica te urcă sau te coboară. Dacă vrei să scoți în evidență ceva care merge prost, folosești procente. Și dacă a mers ceva bine, renunți la statistică, renunți la procente și mergi pe gestiune numerice. Am trecut prin asemenea momente când vrând nevând a trebuit să mai, hai să zic, să-i cosmetizez datele, pentru că alminteri mi-aș fi luat perdaful de rigoare sau, mă rog, era posibil ca să suport și alte consecințe. Să arătăm că, într-adevăr, domnule, poliția a fost reformată, merge perfect, nu este așa. Poliția a fost, ca și învățământul, a fost supusă unor manevre care n-au nimic în comun cu reforma, manevre care s-au repercutat negativ, inclusiv asupra oamenilor, pentru că i-a dezarmat, nu i-a mai motivat să lucreze așa cum ar trebui să lucreze. Eu am prins vremuri în care chiar am lucrat de plăcere. Între timp a intrat în sânge treaba asta și așa am mers până la sfârșit. Câți credeți că mai lucrează din plăcere în poliție, dacă ne referim strict la poliție? Foarte puțin și asta datorită faptului că nu mai există niciun fel de stimulent pentru oamenii ăștia. Sunt și salarii ceva mai mici. Salariile se pare că încep să-și revină, dar mai este o chestiune, că chiar dacă ai salariu bun, dacă nu ai timp să-ți petreci cu familia, cu prietenii, cu, eu știu, cu oricine, deja intervine o plictiseală din asta, o lehamite, care vrând nevrând se repercutează asupra rezultatelor în principal. Pentru că omul ăsta degeaba are bani dacă nu are timp. Așa este. Degeaba vrea el să facă tot, la un moment dat este atât de aglomerat de problemele de muncă, încât nu mai poate ca să aibă o viziune clară asupra tot ceea ce face și începe să le lase. Ori, dacă stăm să ne gândim bine, nu putem să facem o diferențiere între un omor, să zicem, și un fur de găini. Ei, sau, nu de găini, exemplu nu e bun, de vită. Păi, omul ăla care, după ce că are resurse extrem de puține, extrem de limitate în a-și asigura traiul, dacă i-a furat animalul în culte, pentru el e o tragedie enormă. Așa și cu chestiunea asta. Deci, de multe ori se marșează pe o zonă și este lăsată în vedere cealaltă. Mediul rural niciodată n-a excelat, ca să spunem așa, într-o infracționalitate din asta explozivă. Într-o infracționalitate care să atragă atenția, care să aibă ecou în timp. Dar micile furtișaguri, micile probleme creează nemulțumiri mari. Și din păcate, la ora actuală, efectivul a tot scăzut și va mai fi o problemă mare din punctul ăsta de vedere, au plecat toți cei care erau experimentați, aveau ani în spate de cazuistică ce le permitea să adapteze imediat pe situația creată, păcând cei care au venit acum, cât de bine intenționați ar fi, până nu depășesc perioada asta, hai de să zicem, de practică, de acomodare cu ceea ce se cere, și asta pe fondul unor proceduri extrem de greoaie, unor proceduri care te uzează și fizic și psihic până la urmă, pentru că e mult mai ușor să identifici infractorul și după aia apare uzura asta pe care ți-o dă procedura, plimbările astea nesfârșite, parchet, instanță, tot felul de chestiuni care îl omoară pe polițist. Aici trebuiau să gândească, de acord, nu zice nimeni nimic, trebuie să respectăm drepturile omului, dar polițistul lasă să-și facă treaba, că alminter, dacă l-ai blocat, să plimbe cu infractorul, până emite mandat de arestare, până stabilește ce măsuri să mai iau și așa mai departe, starea infracțională nu așteaptă. Sau mai e și situația în care un polițist documentează foarte bine un caz, dovedește oarecum acolo în anchetă că e vinovat respectivul și ajunge în fața procurorului, iar infractorul este eliberat. Normal că nu mai ești motivat moral. Nu, aici ar trebui să înțeleagă asta este legea. Din păcate, din punctul meu de vedere, îmi pare foarte rău că avem oameni care pleacă
destul de frecvent în străinătate și spun că se duc în schimb de experiență, să vadă care este... Cred că vin cu ceva frustrări de acolo când văd modul de lucru de peste hotare. Experiența pozitivă și așa mai departe, n-au venit cu nimic. Cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau în materie de poliție a fost acel rateu numit Poliția de Proximitate, care n-a făcut nimic altceva decât a distrus instituția sectoristului, instituție care de-a lungul zecilor de ani a dat rezultate foarte bune și era una din componentele de bază ale poliției. A venit cu Poliția de Proximitate, că e interfața poliției, nu suntem computer noi, nu suntem astea, nu. Au venit cu o tâmpenie pentru că s-au dus acolo, nu au luat pe cineva care să adapteze terminologia tehnică folosită la momentul, au tradus motamo și a ieșit ce a ieșit. Și în final acum să încearcă să revină la instituția sectoristului, e greu să o mai faci. Pentru că s-au pierdut legături, s-au pierdut foarte multe chestii. Oamenii ăștia nu mai știu cum să face munca de sectorist, pentru că ea nu se face de la 4 la 6, sau de la 8 la 6, pardon. Sectoriștii vechi, cu acceptul tacit al șefilor, își făceau programul de așa natură să fie în mijlocul oamenilor când erau acasă, când aveau nevoie de ei. Pentru că alminteri nu o să avem performanță. Dacă stăm să ne uităm la ceas, nu e așa. Ei, și tocmai faptul că oamenii sunt, nu sunt motivați să-i mai dai, eu știu, o premieră, să-i dai o avansare la, peste rând, la grad. Eu, sunt mai multe, erau mai multe modalități acum, ci adresăm felicitări verbale până s-au impozitat și astea. Adică e un fel de bătaie de joc, ca să spunem așa. Ei, și în condițiile astea, situația infracțională evoluează, e în trend crescător, că e normal să fie așa, să profite de slăbiciunea asta de moment a poliției și automat va fi infinit mai greu ca pe urmă să stăvilești, să încerci să aduci în parametrii normali climatul de siguranță civică. Din păcate, degeaba vedem noi, degeaba vorbim, pentru că nu văd reacții la nivel de minister, nu văd reacții la nivel de parlament, pentru că, domnule, ăștia parlamentari au fost trimiși acolo de noi ca să ne asigure ce? Un trai mai bun. Nu să ne bage în buzunar, dar se pare că s-au dus acolo să-și bage în buzunare. Deci nu avem nevoie să ne bage nouă. Dar dați, fraților, acte normative care să ne apere pe toți, să fie de așa natură încât omul să aibă siguranța deplasării, că e pe stradă, că e pe, între localități și așa mai departe. Ori la ora actuală, cel mai bine este să pice câte un fraier de ăsta, de agent, dăm niște exemple fenomenale cu el, că vă terorizează știu eu cine, că mulți spun ce și presa asta nu e adevărat, că vine ea, bagă pe asta acum. Dă-i acum în ei. Și alte chestiuni. M-am uitat pe cuvântul meu de-a lungul timpului. Bine, că acum pot să o spun. Erau tot felul de chestiuni în care erau implicați polițiști care au acționat în conform atribuțiilor. N-am văzut pe nimeni de la ministru în jos să iasă să spună, da, domnule, uite, omul ăsta al nostru a făcut așa și pe dincolo. Scot câte un recitator de la care scrie că e purtător de cuvânt, a dat trei cuvinte și a fugit de acolo, că dacă îl întrerupe pe cineva și a uitat poezia, nu mai știe pe urmă să intre pe refren. Nu așa se face. Păi știți unde s-a ajuns, domnul Marin? O să vedem într-o știre pe care a realizat-o colegul meu, Florin Zafiu. O să vedem, de exemplu, ce s-a întâmplat la Buzău, numai în această vară care încă nu s-a încheiat. Rog colegii să urmărim știrea. Buzăul a fost în ultima perioadă scena mai multor scandaluri. Parcurile s-au transformat în parcări și în piste de încercare pentru vitezomani, iar în ceea ce privește curățenia, diferența dintre o groapă de gunoi și un loc de promenadă în oraș pare să fie din ce în ce mai mică. Nopțile sunt raiul scandalagiilor. Înfierbântați de căldura de peste zi, tinerii dau adevărate petreceri în toiul nopții, stropite din plin cu alcool spre disperarea cetățenilor de bună credință, care au ghinionul de a se întoarce de la serviciu în miez de noapte. Dezmățul de pe drumul public a ajuns să producă victime. La sfârșitul lunii iunie, Spitalul Județean Buzău a fost scena unui scandal după ce zeci de romi au sărit să-i bată pe medici pe motiv că nu-i acordă suficientă atenție unui tânăr adus pe brațe la unitatea de primiri urgențe. Furioși peste măsură, membrii clanului Pistol au trecut de pasnic și au lovit o infirmieră și medicul de gardă. A fost nevoie de intervenția mascaților pentru a-i scoate din spital pe romii violenți.
De ce v-a luat poliția? Ce s-a întâmplat? Și nu este singurul exemplu. Teribiliștii au pus stăpânire pe șoselele din oraș și se comportă discreționar. Concepte precum prioritatea, respectarea limitei de viteză sau parcarea în locuri special amenajate sunt învechite pentru posesorii de cai putere. Luna trecută, mai mulți pietoni au fost luați pe sus de un BMW chiar pe trotuar. Se plimbau pe bulevardul Nicolae Bălcescu, iar o șoferiță a pierdut controlul volanului, a intrat într-un castan, dar nu înainte de a accidenta și câțiva trecători. Chiar în acel moment, prin acel loc trecea un cuplu cu un copil în căruci care au scăpat ca prin urechile acului. Am revenit. Ați văzut, domnul Marin, asta știrea a fost realizată cam la începutul acestei luni. Între timp s-au mai întâmplat lucruri. Da. Parcă n-am mai asistat sau nu mai țin eu minte la asemenea scandaluri. Vedem, la Spitalul Județean se duc cu unii dintre concitadinii noștri ca și cum ar avea drepturi depline, se dau pe acolo în spectacol până la urmă, că despre asta vorbim. Noi, cetățeni de rând, dacă ne ducem cu adevărat de probleme medicale, nu avem ce face, așteptăm 5 ore cât e nevoie, că înțelegem că acolo e un deficit de medici. Unde o să ajungem în ritmul ăsta? În ritmul ăsta o să ajungem la cheremul celor care sunt mai vocali, care se adună în grupuri și întotdeauna spiritul ăsta de gașcă, de curaj și nu se mai respectă nimic din ceea ce înseamnă etică, bun simț și așa mai departe. Și asta pe fondul unei pasivități, până la urmă, a autorităților, și nu vorbesc aici doar de poliție, vorba de autorități, de toți cei îndreptățiți, abilitați, de fapt, prin lege, să ia măsuri. Și aici îmi amintesc de o chestiune pe care Putin a spus-o în Duma de stat în Rusia, că discutau de etnii, de naționalități conlocuitoare. Bine, noi nu suntem Rusia, într-adevăr, dar ca idee s-a ridicat și a spus, în Rusia sunt doar ruși. Așa ar trebui și la noi. Ești cetățean român, te supui legilor române. Nu este, cum am auzit acolo, o replică, ci că așa e la noi. Adică cum e așa e la voi? Păi să fie și la noi atunci altfel. Că ne duce mintea pe alții, să facem altceva. Și ce facem? Dăm drumul la un război civil? Dăm drumul la un haos total? Și atunci cât să mai stea oamenii să aștept, să nu impasibili, să stea cu frică. Vă dau niște exemple care ar putea să strânească ilaritatea. Exemple pe care le-am trăit pe viu sau le-am văzut. Nu știu care este ritmicitatea în care sunt reclamate toate manifestările astea care distrug liniștea publică, atât pe șosele cât și prin parcuri. Nu cred departe că sunt reclamate toate, exact cum spuneați noastră, de teamă. Așa. Dar, în schimb, dacă latră un câine care e în lesă sau, mă rog, e cu stăpânul, imediat se sezează și, paradoxal, apar și patrulele. E un lucru care pe mine m-a făcut să zâmbesc. Știu să abordez problema de fiecare dată, nu e asta o problemă, dar dă rău, dă urât. Adică îmi pleacă ăla din intersecție și lasă un nor de fum plus câteva kilograme de cauciuc pe asfalt și nu vede nimeni. Vine noaptea, își lasă ușile de la mașini, portierele deschise și urlă sub bufările tot felul de melodii, nu mai zic că nu mai contează genul muzical. Nimeni nu scoate un sunet. Și aici îl citesc pe un prieten de-al meu care mi-a spus doar așa, doar comandant, zice, ce poți să cer la niște tuburi digestive care își fac prezența doar la alegeri și înclin să-i dau dreptate. Deci lipsa asta de reacție a societății este unul din factorii care generează ceea ce am văzut și calupul de imagine pe care l-ați prezentat este extrem de sugestiv la ceea ce se întâmplă acum în
orașul nostru și nu numai la noi, dar ne referim la noi aici trăim și vedem. Așa. Aici este toată problema și atâta timp cât Parlamentul doarme în bocanci, atâta timp cât Ministerul cu toate structurile astea care au atribuții pe siguranța publică și alte instituții care într-o măsură mai mare sau mai mică trebuie să colaboreze pentru menținerea climatului ăsta, nu vom avea liniște. Ba din contră, vom avea o degradare pe zi ce trece a siguranței noastre, a siguranței stradale. O să ajungem ca în Bronx să ne punem gratii la uși, să scoatem pușca pe geam, să întrebăm cine e la ușă. Nu este normal să fie așa. Cu siguranță nu. Vom vorbi după pauza de publicitate și despre evenimentele rutiere înregistrate la noi în județ în ultima perioadă și cum s-a ajuns din nou la această problemă. Deci revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit din pauza de publicitate. Vă reamintesc alături de mine l-am pe domnul Ion Marin, fostul comandant al Poliției Buzoiene. Am vorbit, domnul Marin, despre cum s-a degradat, să spun așa, cu toate că e un termen destul de dur, partea asta, structurile MEAI până la urmă, că nu vorbim doar de poliție. Și aș vrea să începem această a doua parte a emisiunii cu un SMS venit de la un telespectator care ne spune așa. Să spună domnul Marin că poliția de proximitate nu făcea același lucru ca și sectoristul. Greșit, făceau mai multe, ca și activitate și program de lucru. Să vedem acum când cei noi veniți la sfârșitul programului nu mai răspund la telefon și e dreptul lor. Vorbeam despre ceea ce înseamnă noi angajați, că vin cu alte reguli, nu? Evident este că faptul că cel care a trimis mesajul sigur a fost polițist de proximitate. Cum poți să spui că ai eficiență când nu aveau atribuții să constate contravenții, să constate infracțiuni? Trebuia doar să meargă la școală, că fac muncă de prevenire și mai departe. Nu e vina lor, e vina sistemului care a pus să facă treaba asta. Deci, eu știu ce spun. Și le-am spus-o de atunci. Este un concept care nu se mulează pe situația din România. Dacă în Anglia ai pus mâna pe Bobby, este cauza de lez maestate, la noi polițistul ia bătaie și pe urmă se mai încetează și șefii lui din punct de vedere disciplinar. Ori pe polițistul de proximitate nu mai înceta nimeni pentru că el nu supăra pe nimeni. Deci se ducea cu pliante și punea poza la vizier și așa mai departe și era un fel de releu între cetățean și structurile operative. Deci nu mai dezvolt subiectul pentru că este dus și nu eu am constatat faptul că a fost un fiasco total ideea de proximitate. Vă invit atunci să dezbatem următorul subiect și am primit aseară un mail de la primărie prin care ne anunță că cele două treceri de pietoni de pe strada Frăsineli din dreptul centrelor comerciale vor fi desființate după ce numai săptămâna trecută am asistat la două accidente cu rezultate destul de grave. Una dintre femei a și decedat între timp, din păcate. Haideți întâi să ascultăm ce ne-a declarat astăzi domnul viceprimar Ionuț Apostu și apoi vom dezbate și modul în care unii dintre șoferi aleg să circule pe străzile de la noi din oraș. Bagă-mă în direct. Ne cerem scuze, o mică problemă tehnică. O să revenim cu declarația domnului Apostu. Vorbeam, domnul Marin, despre modul în care unii dintre șoferi aleg să circule pe la noi pe străzile din municipiu. Este adevărat că infrastructura rutieră a orașului nostru este oarecum depășită acum de numărul de autoturisme, dar și de, cum să spun, puterea autoturismelor care au început să circule pe la noi prin oraș. Dar ce ne facem și cu șoferii care au astfel de mașini și nu numai, că până la urmă vedem în accidente nu doar mașini puternice. Într-adevăr, infrastructura pare un pic depășită, dar dacă stăm să ne gândim, legislația actuală este corelată cu legislația europeană, aceleași reglementări privind viteza de deplasare în localități există în toată Uniunea Europeană. Peste tot sunt impuse restricții în anumite zone. Într-adevăr, din punct de vedere al infrastructurii, sunt create și alte condiții care să asigure o fluență a traficului. Aici avem, într-adevăr, o problemă pe Buzău.
Nu știu, în mod sigur este vorba de fonduri aici. Sperăm că pe viitor să rezolve și problema asta, dar într-o intersecție care are dimensiunea celei de la Carrefour, este nevoie de o pasarelă sau un pasaj subteran care să aibă strict destinație pietonală, în timp ce traficul rutier să nu mai aibă de suferit. Să știți, de multe ori, toate ambuteiajele astea care se creează, mai ales în weekend sau în perioadele primergătoare, sărbătorilor legale și religioase, se datorează și faptului că trecerile de pietoni sunt amplasate total neadecvat. E, lucrul ăsta ar fi trebuit să dea de gândit de mai mult timp și ar cam trebui să treacă la fapte. Pentru că nu este deloc confortabil nici ca pietonic, nici ca și conducător auto să stai în trafic, să te enervezi, lăsând la o parte lipsa de bun simț și de educație a unora care îi sfidează pe toți și tocmai datorită manevrelor pe care le fac, sporesc gradul de aglomerație și prelungesc timpul până când zona poate fi dezafectată. Aici, vis-a-vis de educația conducătorilor auto, ține de mai mulți factori. Este vorba de cei 7 ani de acasă, este vorba de caractere, vorba de tot ceea ce înseamnă bun simț. Și lucrul ăsta nu poate fi corectat decât prin niște măsuri extrem de draconice. Pentru că altfel nu se poate. Nu vedeți ce se întâmplă. De multe ori, clemența legii este înțeleasă prost. Este o chestiune foarte bună în contextul european ca legea să nu mai fie extrem de strictă, dar când omul nu înțelege tocmai clemența asta de care legiuitorul a dat dovadă și a inclus-o în textul actului normativ, atunci nu avem altceva de făcut decât să venim cu niște legi extrem de dure până când lumea, oamenii înțeleg că trebuie să respecte ceea ce s-a stabilit și pe urmă putem să venim cu o relaxare până la urmă legală, ca să zicem așa. Dar deocamdată se impune în mod imperativ înăsprirea legislației nu numai rutiere, dar și rutiere, pentru că într-adevăr este inadmisibil în cele două zone să dai două accidente și pe trecerile de pietoni. Cât de nu știu, să nu folosesc un termen care îți deranjez. Cât de cretin poți să fii să rulezi cu peste 40-50 de kilometri la oră când acolo, oricând, se poate întâmpla ceva? Într-adevăr, dacă pietonul nu este pe trecerea, pe zona destinată traversării și este în zona nepermisă, este exonerat de răspundere conducătorul auto. Dar îmi pun întrebarea, eu cel puțin n-aș putea să mai fiu liniștit că știu că am omorât un om. Chiar dacă el n-avea ce căuta acolo, pentru că eu dacă eram atent, puteam să-l evit, puteam să-l atrag atenția claxonându-l sau redus pur și simplu viteza, scot capul pe geamă, îi umplu frigiderul eventual, cum se spune la noi. Dacă face bănuie, nu poate, mai dau și vreuna și formă. Aleg eu cu dosarul penal pentru acte violente decât să-l omor. Dar mulți nu înțeleg treaba asta și am văzut inclusiv acea înregistrare cu evenimentul după Bulevardul Bălcescu. Este inadmisibil să ajungi în situația să te încolăcești după un pom cu o mașină de mare viteză. Deci este clar că atunci a fost un caz fericit că n-au fost și alții acolo, pentru că ieșea un carambol de toată frumusețea cu ghilimele de rigoare. Și nu mai vorbesc de faptul că dacă se suprapunea o situație de genul ăsta cu o situație de genul ăsta, așa e la noi, vă dați seama cam ce era la spitalul județean. Da, cu siguranță. Vreau acum să revenim cu sincronul de la domnul viceprimar Ionuț Apostol. Decizia desființării celor două treceri de pietoni din zona comercială amintită, astfel încât vom înființa o singură trecere de pietoni undeva în zona blocului A5, exact în dreptul accesului pietonal spre magazinele, spre zona comercială de pe Frăsinet. Totodată această trecere de pietoni va fi semaforizată cu buton pentru temporizarea fluxului pietonal. Iar tot cu această ocazie analizăm posibilitatea de a face această trecere de pietoni în regim supraînălțat la nivelul trotuarului, astfel încât să preîntâmpinăm apariția unor astfel de evenimente, pentru că siguranța cetățenilor este prioritară.
Da, deci cu alte cuvinte ne spune și domnul viceprimar că a trebuit până la urmă să asistăm la niște evenimente total nedorite și să ia această decizie. Nu stă doar în puterea autorităților locale nu, să corect, facă acest așa, lucru. Sunt multe de schimbat în acest oraș, asta este clar. Situația asta este una de compromis. Trebuie să ne gândim și la altceva, că nu toți care merg în centrele comerciale au o vitalitate ieșită din comun. Sunt oameni în vârstă, sunt oameni care au nevoie și nu are cine să-i ajute și de bine de rău se deplasează cum se deplasează. Ori dacă posibilitățile de a trece într-o parte alta a străzii sunt extrem de limitate și la depărtări foarte mari, vom avea din nou alte probleme cu cei care traversează neregulamentar, cu neatenția și cu agresivitatea celor din trafic și vor ieși multe alte probleme. Dar, repet, deocamdată este o soluție pe care cred că au găsit-o în modul cel mai fericit cu putință, dar nu trebuie să rămână așa, că alminte să creează iar o nemulțumire din partea unui anumit segment al populației. Pentru că nu mi se pare normal să mergi un kilometru ca să poți să-ți cumperi ceva când ai posibilitatea doar să traversezi, să mergi 20 de metri. Eu așa văd confortul citadin. Dacă ne preocupă într-adevăr siguranța, bine, e ușor să critici, e ușor să spui. Dar chestiunile astea, dacă sunt fixate ca proiecte, eu știu, ca programe, sau cum Dumnezeu le mai zice, și într-adevăr să ține cineva de ele, pot fi realizate, pentru că fondurile apar. De unde, de neunde apar? Până la urmă nu vorbim de investiții foarte mari, ca sume mă refer aici. Dar iată că până se întâmplă aceste modificări, asistăm și la evenimente total nefericite. Asta este și vis-a-vis și de investiții, că avea dreptate domnul primar într-un interviu și m-a pus și fac licitații și până la urmă apare situațiile de contestație și din nou apare fenomenul de stagnare. Oamenii înțeleg sau nu, depinde cine dă informația, cum o dă și dacă este... Și cum înțeleg până la urmă, da. Aici sunt niște date tehnice pe care nu da, toată lumea și dacă are este centrată și politic și o marșez pe ea acolo, spune nu vrea să facă, ci doar gargară. Dar și legislația la noi este atât de stufoasă și atât de întortocheată, încât iar ajunge la o concluzie, le pune piedici foarte mari celor care chiar doresc să facă ceva. Ne spune cineva așa, poliția știe că se parchează în unele locuri nepermis. De ce nu se autosesizează și se așteaptă adresele cetățenilor să o poată face? Da, este un paradox al sistemului legislativ la noi. Extrapolând un pic, nu mi se pare normal să trăim într-o țară în care o lege îți conferă un drept și ca să-l obții trebuie să traversezi instanțe de judecat sau, mă rog, altor foruri. Așa și cu chestiunea asta. Da, ce nu a sesizat, domnule, nimeni, dar nu trebuie să sesizezi, foarte bine a spus acolo, că trebuie să se autosesizeze, scrie în lege. Dar vorbim, revenim la primul subiect, așa, și anume de curajul acesta care parcă lipsește da. Noilor oamenii. Păi nu, s-a învățat, adică dacă nu plânge nimeni, e treaba aia cu copilul care nu plânge și... Ne spune cineva așa, nu credeți că ar trebui redeschis pasajul de pe Unirii din zona catedralei? Ar fi foarte bine pentru bătrânii care nu ar mai trebui să meargă foarte mult pentru a traversa. Probabil se referă la pasajul din zona Bisericii Copiilor. Care a fost obiect de litigiu între Catedrala Sfântul Sava și autorități. La vremea respectivă s-a vrut să facă un magazin acolo. De fapt, nu a fost, a fost o încercare, dar... fi deturnat de la destinația inițială, de pentru care nici n-a fost folosit și a ajunsese o sursă de infecție. Dar dacă s-ar redeschide și ar fi exploatat cum trebuie, și la ora actuală avem inclusiv poliție locală care ar avea atribuții în sensul ăsta, oamenii s-ar învăța și vă spun eu că un minim de investiție pe lângă, pasaj cu încă o instalație care să asigure transportul persoanelor cu dizabilități, că nu este scump și nu este greu de făcut, s-a realizat multe probleme în zona asta a Unirii Nord. Lucru care s-ar putea face și în alte părți. E o sugestie pe care o transmit autorităților. Vă mai întreabă cineva un aspect care nu ține de subiectele dezbătute, dar poate puteți lămuri telespectatorul. Dacă puteți spune dacă șeful de la Evidența Populației figurează în continuare ca polițist și dacă vi se pare normal, la lipsa care este de polițiști, vi se pare corect ca acest domn să beneficieze de ani de zile de beneficiile funcției de polițist, de bani de echipament și el să nu efectueze foarte mulți ani de muncă în poliție?
Știu că, într-adevăr, la un moment dat, evidența populației parcă era structura a poliției, da, inspectoratului de poliție. A fost în componența poliției, după care a intrat în subordinea, o parte în subordinea primăriei Buzău și o parte în subordinea Consiliului Județean. Sincer, nu știu ce să mai spun, nu mai știu care le este statutul. O mare... nu știu cum să-i spun, o confuzie s-a creat datorită faptului că sunt structuri care au fost lăsate să poarte în continuare uniformă cu insemnele Poliției Române și de aici au fost create multe confuzii. S-a invocat tot felul chestii, lipsa de fonduri, până să fac nu știu ce licitații ca să schimbi uniforma și așa mai departe și s-a mers tacit pe chestiunea asta și tocmai din cauza asta se creează foarte multe confuzii. Acolo, aici nu-i dau dreptate în totalitate telespectatorului, pentru că ce se întâmplă? Legislația muncii stabilește foarte clar pentru fiecare în parte care sunt beneficiile și care nu sunt, care sunt încadrările pe ce fel de grupe de muncă și așa mai departe. Faptul că poartă uniformă nu înseamnă că beneficiază de toate facilitățile, ca să spunem așa, unui polițist care chiar lucrează în inspectoratul de poliție. Da. Ne mai sesizează cineva un aspect. Vis-a-vis de contactoare este o stație de autobuz, iar dimineața trec la serviciu zeci de femei care lucrează la croitoria din contactoare și nu există o trecere de pietoni. În plus, noaptea trec mașini cu foarte mare viteză. Este chiar aici, foarte aproape de noi. Are dreptate, într-adevăr. Cea mai apropiată trecere de pietoni e aceea semaforizată și cea de aici din dreptul sălii sporturilor. Credeți că ar fi în regulă acolo amenajarea unei treceri de pietoni? Nu. Fiind stație de autobuz, gândiți-vă că în transportul în comun, celor și autobuze și microbuze, s-ar crea multe aglomerări de autovehicule și în altă ordine de idee ar crește riscul de accidente, pentru că e și stație de autobuz și sub pavăza, să zicem așa, trecerii de pietoni, mulți nu se mai asigură. Ori la gradul de neatenție care se manifestă la ora actuală în trafic și datorită faptului că autobuzele obturează vizibilitatea, plus că nici lățimea părții carosabile nu este de așa natură să asigure un trafic fluent, dar că ar crește riscul de accidente. Din punctul ăsta de vedere, rămân la ideea că e mai bine acolo unde e semaforizată intersecția și acolo, dar cel puțin știți, ți-a dat verde, ai trecut, e roșu, n-ai trecut. Vă mai spune cineva că ați dat votul pentru parcarea de pe Bălcescu, dacă regretați votul dat la felul cum se parchează acolo. Probabil se referă la parcarea din dreptul celebrului restaurant, nu? Erați în Consiliul Local când s-au luat acele decizii. Da, eram în Consiliul Local, am fost de acord cu așa ceva până la urmă. La vremea respectivă știu că am și ridicat problema că nu s-a respectat ceea ce scria în hotărârea de Consiliu. Iar pentru faptul că nu se respectă ce scrie acolo, n-am de ce să regret eu, pentru că nu este treaba mea. Eu acolo mi-am dat votul pentru chestiune de utilitate publică. Da. Vă propun, domnul Marin, să trecem la ultimul subiect din această seară și vorbeam noi despre cum ne tratează anumite autorități ale statului pe noi, cetățenii de rând, și vreau să încep acest ultim subiect cu o știre pe care am realizat-o eu pe drumul Național 10, un drum care creează foarte multe probleme în această vară, șoferilor și mai ales oamenilor care fac naveta în oraș când vin la locul de muncă. Aceleași strigăte de nemulțumire, nervii șoferilor întinși la maximum și drumarii se tot fac că nu înțeleg. Este descrierea pe scurt a lucrărilor de asfaltare care se desfășoară de săptămâni întregi pe drumul Național 10, de la ieșirea din municipiul Buzău până la Berca. Zeci de kilometri stau acum acoperiți cu pietriș, iar conducătorii auto nu știu cum să-și mai ferească mașinile pentru a nu se avaria sau, mai grav, să li se spargă parbrizele. Au trecut mai bine de două săptămâni de când au început lucrările pe drumul Național 10, cel care face legătura între Buzău și Brașov. De altfel, o șosea extrem de circulată, mai ales în această perioadă când mulți turiști aleg să plece la munte. Însă de acest aspect se pare că nu au ținut cont și reprezentanții companiei de drumuri. În prezent au fost turnate două straturi de griblură, ceea ce îngreunează extrem de tare traficul. Mulți șoferi sunt foarte nervoși și iritați de faptul că pietrele le sar în parbriz, iar mașinile lor
suferă diferite avarii. Drumul național 10 leagă Buzăul de Brașov, iar în perioada verii este extrem de circulat, mai ales că mii de turiști aleg să-și petreacă vacanța la munte. De aceea șoseaua este foarte aglomerată, iar viteza impusă de lucrările de asfaltare de doar 40 de kilometri sună mai mult a glumă proastă pentru șoferii care trebuie să ajungă cât mai repede la destinație. Cei mai revoltați de lucrările de pe DN10 sunt buzoienii care locuiesc pe Valea Buzăului și sunt nevoiți să facă naveta zilnic. Zeci de kilometri merg cu pietriș aruncat pe la motor și pe parbriz. Să circulă rovinetă plătită și drumurile în starea cum le vedeți. Numai grob și numai foarte greu. Uitați, a sărit piatră în parbriz. Filmați aici parbrizul, cum a sărit piatră. Uitați. Cine, dauna cine o plătește? Vă dați seama că structura, rezistența a drumului e foarte proastă și mașinile îți varză. Deci sare pietre, exteriorul și tabla o afectează și geamuri sparte și toate cele. Foarte îngreunat. Momentan nu ne afectează, că stăm pe loc, dar mai târziu poate. Cum să mergem în alt parte, dacă ăsta e drumul? Curile de tot nu și la geam strică. Trebuie să fie atent. Și la geam trebuie să fie atent cu sarii bolovani. Fii mare, a luat banii, domnule, și n-a făcut drum, a pus chiar foarte rău. Foarte rău să circulă. Sarii bolovani, a furat banii de la guvern, a furat banii. Trebuia să pună asfalt plin de mocirlă. De-aia plăti rovinete. De ce ne ceri rovinete? Uite ce pune. Explicațiile venite de la reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu sunt deloc îmbucurătoare. Calvarul șoferilor care circulă pe DN10 nu se va încheia prea curând. Lucrările au început în urmă cu 3 săptămâni și urmează să se încheie la sfârșitul lunii septembrie. Sunt lucrări pe două tronsoane, între kilometrul 2-100 până la kilometrul 25-300 și pe al doilea tronson între kilometrul 38-100 până la kilometrul 46-600, iar valoarea lucrărilor este, fără TVA, este de aproximativ 3 milioane de lei. Lucrările de asfaltare pe DN10 sunt executate de o societate comercială din Galați, cu care CNAIR a încheiat un acord cadru ce durează de aproape 3 ani. Da, ați văzut, domnul Marin, lucrării made in Romania, ca să spunem așa, noi ne obișnuiam să citim made in China, dar acum ne obișnuim să citim made in România, nu? Nu mă surprinde, am văzut și-o drumul ăsta, este o aventură ca să te deplasezi pe acolo, pentru că riști oricând să vii cu mașina fără geamuri, fără tabla îndoită, nu mai vorbesc de ce se aude pe dedesubt, că este o răpăială continuă. Asta în condițiile în care în nicio țară de Uniunea Europeană nu se mai folosește criblura. Da, dar poate de aia în alte state chiar există șosele adevărate. La noi doar niște drumuri. În alte state se lucrează de regulă pe timpul nopții când valorile de trafic scad. La noi se lucrează numai pe timp de zi. Motivația e simplă, să nu le plătească oamenilor ore de noapte. Nimeni nu verifică stadiul executării lucrărilor în conformitate cu contractul încheiat. Îmi povestea un fost, sau mă rog, o fi și acum, șef de poliție din Ungaria, am avut ocazia să stau de vorbă cu el și spunea că la ei, dacă nu se respectă termenele de execuție și condițiile stabilite pentru executarea unei lucrări, special la căile de rulare, aveau dreptul să meargă pe reținerea celor responsabili cu prezentarea la procuror pentru emiterea la procuror la instanță pentru emiterea mandatelor de arestare. Și în condițiile astea, la Ungur, dacă mergem, vedem niște drumuri jos pălăria care ne încântă pur și simplu și ne creează un sentiment de bucurie când ieșim din țară, iar când ne apropiem de granița cu România, deja ne întristăm. Dar ce ar trebui să facă șoferii care suferă diferite pagube când traversează? Ar trebui să dea în judecată compania de drumuri? Și compania de drumuri, să dea în judecată și executantul lucrării. Dar, în primul rând, compania de drumuri. Cum poți să mai accepți ca să folosești o tehnologie care nu se mai folosește în Europa și care era valabilă pe vremea când circulau 2-3 mașini la intervale de 4-5 ore? Ieftin și prost, domnul Marian. Și cum pot să dai o lucrare și să lucreze cu utilajele pe care le-am văzut acum în condițiile în care mă uitam în afară, am avut ocazia să văd și mulți au văzut, adică nu numai eu, au utilaje care merg
cu o bandă întreagă, cu un sens, adică cu o bandă, cu două, depinde. Sunt ajustate, sunt, au tot ce le trebuie și când au mers au spus, astăzi de la până la lucrăm. Eu când s-a spus că lucrează la podul la Mărăcineni 8 luni de zile, să vedeți ce circ și distracție va fi. Nebunie. Vine iarna. Podul la Vadul Pașii nu este făcut. Va rămâne doar un singur fir. Ce facem? 8 luni de zile? Am curaj să spun că va dura cel puțin 2 ani până se va repara podul. Nu la sunteți deloc ăsta, optimist. Păi nu sunt, pentru că am văzut că are... cum sunt respectate termenele de execuție. Și câtă... câtă pasivitate este vis-a-vis de reacțiile noastre. Ia uita ce ne spune un telespectator. La Buzău ar trebui cercetați toți foștii prefecți, toți șefii de la drumurile naționale, pentru că avem de ani de zile cele mai proaste drumuri naționale, cele mai proaste marcaje, plus că în fiecare iarnă nu avem în județ freze și ambulanțe 4x4, ci se aduc din alte județe, deși nu au iernile noastre. Adică alte județe sunt dotate cu astfel de utilaje, chiar dacă nu au ierni atât de grele cum sunt la Buzău. Are dreptate? Da. 100%. Are dreptate. Am constatat pe viu, pe perioada când participam la Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, în special în perioadele de înzăpeziri, o organizare care părea foarte bună la început, că se făcea o inspectare a utilajelor, erau prezentate, dar dacă vă amintiți cum era pe vremea lui Ceaușescu, cărau rase de vite, de porcine, într-un loc în altul, să arate cât de bine sunt treținute, de fapt erau unele și aceleași. Așa se întâmplă și aici. Vin cu tot felul de utilaje, iar când vine zăpada, pur și simplu constați că apare cu... o volă prăpădită care de mult trebuia să fie la muzeul tehnic, mai apar cu nu știu ce, și mai fac niște chestii total neadecvate. Acum vreo câțiva ani mi-amintesc că au chemat după la Suceava de undeva niște aeroglisoare din astea care să meargă pe câmp să ajute pe cei care erau în situații extreme din punct de vedere medical. Au luat pe un teren înghețat și după 100 de metri s-a spart perna de aer și a rămas acolo. Alt efort ca să recuperezi utilajul ăla și câte și mai câte. Deci, asta este, n-ai oameni care să gândească și nu să gândească numai strategic și tactic și tehnic, nu faci treaba. Și mergem atunci la vorba aia, când îi mai trebuie câte unul, nu-ți dai zăpadă după mașină, cine a pus-o ăla sau ea, ce nu o mici până la primăvară. Atunci stăm așa. Când îi auzi, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Era bine că spunea că întrerupea circulația și la revedere. Aia era mai bine. Nu aveai mașină, nu aveai ce zăpadă să dai, da. Nici dar... nu plecai. Domnul Marin, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc frumos pentru prezența plăcere. Dumneavoastră și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit astăzi. Vă aștept și mâine tot de la ora 17 aici pe TV Buzău. O seară bună vă doresc!